Bună ziua, doamnelor și domnilor, haideți să vă fac o etalare interactivă despre dragoste. Interactivă, da? Deci ce vă va ieși, vă va ieși. Vă fac în cărțile astea normale. Verde, da? Piatra verde, albastru. Se vede albastru. Și piritul. Piatra verde. Dacă ați ales piatra verde. Despre dragoste. O să vă spun puțin și despre cum arată persoanele, da? Șatenă, cum sunteți șatenă, brunetă, blondă, roșcată. Dacă sunteți roșcată, sunteți blondă. Bărbatul, dacă este puțin mai în vârstă, este spre blond, da? Șaten spre blond, șaten spre brunet sau brunet, dacă este negru. Părul negru, ochii căprui, ochii negri. Dacă este blond cu ochii albaștri, vă spun. Deci, ce este în cărți, vă spun, da? Asta e metoda ușoară pentru mine și sigură. Aici văd o femeie șatenă cu un bărbat mai în vârstă sau mai spre blonduț, șaten. Poate fi șaten. Cu care o să aveți dragoste, o să aveți casă, o să aveți bucurii, o să aveți bine, schimbare. Și femeile blonde, la fel, o să aibă noroc, o să aibă. Au avut ceva lacrimi, dar arată că totul se îmbunătățește și va fi bine. Și stă o căsătorie la femeia blondă. Deci, dacă sunteți blondă, dacă sunteți șatenă, puteți fi cu un bărbat șaten sau șaten mai brunet într-o casă, vă împăcați cu dragoste. Așa, dacă aveți dragoste la un serviciu, puteți să aveți mare noroc, împlinire în acea relație. Dacă sunteți brunetă și bărbatul este brunet, văd o despărțire și văd negativitate, vrăji. Văd despărțire la perechea aceasta brunetă și brunet din cauza unor vrăji, din cauza trădării, vorbe rele. Pierdere, ca și când ar fi un divorț sau o despărțire în care ambii suferiți la fel. Și bărbatul suferă și ea și a fost dăruit ceva, un dar, un cadou, un obiect pe care au fost puse aceste vrăji. Parcă ei au fost împreună și s-au despărțit din cauza acestor vrăji. Probabil le-a venit cineva în vizită sau au primit de la cineva ceva într-o ocazie sărbătoare sau poate fi cineva din familie sau prieteni care a fost invidioși. Mai văd persoane care sunt căsătorite cu gelozie, dar nu este motiv de gelozie pentru că căsătoria va continua. Pentru bruneți închiși la păr, nu, dar pentru cei mai blonzi, șateni, da. Căsătorie care continuă. Dacă sunteți femeie blondă, arată o căsătorie și o schimbare de viață cu un bărbat șaten. Puteți fi blondă sau puteți fi șaten deschisă. Cu un bărbat șaten, poate fi șaten deschis sau șaten brunet. Sau șaten, pur și simplu. Arată schimbare de viață și căsătorie. Și la fel, la bărbat mai spre blond sau mai în vârstă, femeie șatenă, arată cu bucurie și împăcare și schimbare în bine și relație care împăcare, în care aveți bucurie, sigur, schimbare în bine, vorbe bune. Doar aici, la bruneți, văd rău, da? Dacă aveți de șatenă sau blondă și vă gândiți la un bărbat brunet, acest bărbat brunet poate a plecat din viața dumneavoastră sau are vrăji făcute de către o femeie brunetă. Și dacă vă gândiți la el, dacă veți fi împreună, veți fi împreună. Deci dacă sunteți șatenă sau blondă și aveți un bărbat brunet,
arată că da, veți fi împreună, dar el are ceva vrăji sau se comportă ciudat sau certuri sau aveți despărțire sau ceva greutate din cauza acestei femei și a negativității, a vrăjilor. Și el va scăpa de această femeie și de vrăjile ce le are făcute. Care aveți distanță, care aveți pe cineva de departe, arată că veți fi împreună cu acea persoană. Și că vă mutați departe la acea persoană. Deci dacă aveți pe cineva de departe, arată că da, vă mutați. Dacă sunteți singură, dacă sunteți singură, arată că veți fi împreună. Veți cunoaște pe cineva și o să aveți o schimbare de viață. Deci, veți cunoaște o persoană și care vă schimbă viața. De dragoste, bineînțeles, și puteți avea căsătorie. Mai mult persoane blondă, femeie și bărbații șateni. Așa. Haideți să vă spun la piatra albastră. Piatra albastră. O să scot dragostea. Piatra albastră, care ați ales piatra albastră la dragoste. Deci aici ce iese, iese. Probabil că nu degeaba vă uitați la acest video. Probabil vi se potrivesc unele. Da, unele nu. Haideți să vedem. La pietra albastră. Vă interesează o persoană care la persoana asta nu prea o interesează de dumneavoastră. Puteți să ascultați toate variantele, să vedeți ce se potrivește. Aici aveți două persoane în minte sau da, două persoane. Unul brunet și unul șaten mai închis sau mai deschis sau mai spre blond sau mai în vârstă. Aici văd două femei șatenă, femeia șatenă cu un bărbat blond rămâne împreună. Și femeia șatenă cu un bărbat spre blond sau mai cărunt. Deci aveți două persoane. Și parcă aveți un copil. Deci aici rămâne șatenă, femeie șatenă cu bărbat blond. Apoi femeie brunetă cu bărbat șaten spre blond sau mai brunet sau șaten spre blond, iarăși rămân împreună, dar cu ceva probleme. Femeia blondă are noroc, dacă sunteți blondă și ați ales albastră, aveți noroc. În căsătorie, în casă, în dragoste, în afaceri, în tot ce vreți, schimbare și o persoană. Poate fi orice culoare bărbatul. Șaten, brunet, poate fi. Apoi... Văd vrăji, dar au fost, parcă ați avut o petrecere cu multe persoane. Apoi, unele persoane sunteți certați, dacă sunteți certați, ați trecut printr-o despărțire, arată că vă împăcați. Deci dacă vreți să știți că vă împăcați, da. Dacă vreți să știți în casă, vă este foarte bine, care aveți relații în casă, schimbare de casă sau schimbare de dragoste, vă stă în dragoste. Așa că, asta așa pe ansamblu, e mai greu să spun asta, spun exact la persoană, știți? Apoi, o femeie brunetă care a fost dezamăgită în dragoste de un bărbat brunet, mai văd ca înșelăciune și că se împacă, dar mai greu sau deloc.
Pentru că există o căsătorie care este cu noroc, da, cu unul din trei e căsătorit, cred. Dacă vreți să vă recuperați soțul unele persoane, vi-l recuperați, sau dacă vreți să evitați un divorț, arată că îl puteți evita. Sau faceți ceva să evitați. Parcă este căsătoria cu noroc. Deci orice căsătorie este aici, este cu noroc. Care ați ales piatra albastră, sunteți căsătoriți, rămâneți căsătoriți. Schimbare în bine. Dacă nu sunteți, vă căsătoriți sigur. Și care ați ales piatra albastră. Deci arată noroc la căsătorie. Deci nu vă ceva să vă despartă sau rele. Nu. Doar petrecere, ceva negativitate de-a trecută, schimbare de casă, perechi fericite, copii. Bine. Haideți să vedem pirita. Piatra gri. Haideți să vedem. La dragoste. Dacă vă plac etalările astea, o să vă mai fac. Pot să fac și la, de exemplu, serviciu sau afacere sau... Aici văd bogăție. M-am gândit la bani și la afacere, cred că de asta. Deci ce gândește aiese. Așa. Aici văd o femeie șatenă, tristă, uite, necăjită pentru un bărbat șaten sau mai brunet sau șaten, șaten deschis sau șaten închis, care și-ar dori o schimbare cu acest bărbat, este foarte înlăcrimată. Are vrăji, are negativitate multă sau gândește ea negativ. Acest bărbat poate fi cu o altă femeie, femeia aia să aibă pe alt bărbat, femeia aia să fie brunetă sau blondă, dar să aibă pe un bărbat brunet. Așa. Dacă sunteți o femeie blondă, aveți noroc cu un bărbat șaten blond, copii sau sunteți tânără. Și aveți mare noroc în dragoste, cu un bărbat mai blonduț. Dacă sunteți brunetă, sunteți amantă sau soția la un brunet care are o femeie șatenă. Femeia asta șatenă o văd foarte supărată, neîncredere, se simte utilizată, folosită, trădată, părăsită. Se gândește dacă va mai fi cu acest bărbat. Poate fi șaten sau brunet. Sau spre blond. Dacă vă gândiți că dacă sunteți brunetă și vreți un bărbat spre blond, da, veți fi. Dar vă folosește, dacă sunteți șatenă, la fel. Șatenă brunetă, iarăși vă folosește acest bărbat. Sau are interes material, vă ia banii. Așa văd eu. Ar trebui să părăsiți pentru că este doar pe interes bărbat. Sunt și bărbați pe interes, văd. Așa, în speranță, în ce sperați, în dragoste aveți noroc cu un bărbat șaten blond. Deci, nu cu cine vreți, dar cu un bărbat șaten blond sau mai în vârstă. Poate nu acum, poate mai târziu, dar dacă sunteți blondă, sigur o să fiți cu un bărbat șaten blond. Dar în rest, aici văd tristețe și supărare și despărțire. Pentru femeia șatenă și nu prea recuperați persoana. Deci, și nici nu trebuie să o recuperați persoana asta, că nu este bună. Deci, despărțirea este spre binele dumneavoastră. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.